S-aude? Da, da. Acum așa, da. Apropi puțin. Da. Deci, mulțumesc tuturor celor prezenți pentru că au avut atâta răbdare să vină de atâtea ori și la niște ședințe atât de îndelungate. Mulțumesc domnului profesor că ne-a onorat din nou cu prezența și cu buna dispoziție și atmosfera pe care o creează ca conducător al conferinței. Deci, suntem la a treia parte a acestui ciclu și în această a treia parte m-am simțit obligat să răspund solicitărilor care mi s-au făcut sau cel puțin aluziilor că e frumos că atunci când expui ceva, să, domn profesor Munteanu mi-a spus data trecută, să spui de pe ce poziție începi. Din cauza asta am să fac la început o mică introducere, am zis, ontogenetică, adică a micii mele evoluții, ca să se lămurească lumea cât de cât cu cine are de-a face, dacă asta e dorința. În partea a doua voi prezenta o teorie generală a nivelelor, referindu-ne în general la nivele și ierarhii, la interacțiunea dintre nivele ierarhii și interiorul lor și ierarhia nivelelor și interacțiunilor umane de data asta, ca să ne ocupăm, să ne apropiem de a treia parte, care poate este cea mai interesantă pentru persoanele de aici, anume o încercare de a aplica teoria nivelelor în economie, nu să o dezvolt chiar eu, ci să văd ce s-a, să expun ce s-a făcut până acum și eventual să încerc o oarecare unificare din punctul de vedere al teoriei mai generale. Pentru că la sfârșit să am niște concluzii. Deci dacă ar fi să mă prezint puțin prin această ontogenetică, ca după aceea să vedem puțin filogenia, cum a evoluat teoria asta a sistemelor, a zice că în anii 65-70, pe când făceam și facultatea de matematică, m-am ocupat și am început să mă ocup de filozofie prin Hegel și citind în special Fenomenologia Spiritului și Știința Logicii, ca și alte lucrări care au apărut atunci, din fericire, începuse de 2-3 ani să se traducă opera lui Hegel. Prin anii 70-85 am trecut prin Sartre și critica rațiunii dialectice și chiar am tradus o parte din ea, problemele de metodă. Și după aceea am trecut la economia politică, la Adam Smith, David Ricardo și Karl Marx. Am trecut pentru că aveam o oarecare tradiție în familie și tatăl meu se ocupase de economie politică și matematică. Mama mea a făcut și ASEU și era economistă, dar chiar odată în timp ce eram încă la liceu, cred, chiar i-am ținut locul la o lecție de economie politică la școală. Am trecut prin sociologia cu George Gurjvici și cu epistemologia genetică și dialectica lui Jean Piaget, ca să ajung în 1977-78 să încerc să elaborez un model stocastic markovian al formării rate generale a profitului, de să încerc să dau o dezvoltare matematică a lucrurilor pe care le asimilasem. Și în mod ciudat aș putea spune că, pentru că s-a observat că am o oarecare afinitate cu marxismul analitic și cu abordarea lui care începe de la individ, așa era și a mea în anul acela 77-78, nu porneam însă de la filozofia analitică și nici habar n-aveam de individualismul metodologic, ci porneam de la Sartre și de la tentativa lui de a dezvolta o critică a rațiunii dialectice, pornind de la individ și până la structurile sociale și apoi la istorie, după cum vom vedea mai departe. După ce am elaborat
această lucrare, în care mă bucur că este domnul profesor Alter de față, pentru că dânsul m-a sprijinit împreună cu soția dânsului, în publicarea acestei lucrări și dacă acum sunt în fața dumneavoastră ca să fiu judecat și pentru marxismul meu, și acum mi se pare mai natural, pot să spun că atunci am fost pus în fața unei comisii de trei mai profesori ca să se vadă dacă lucrarea mea nu conține vreo erezie. Conținea, dar nu și-am dat seama și nici eu n-am vrut să spun. Voi mai spune, poate, la sfârșit. În tot caz s-a publicat, după aia s-a reluat, am mai dezvoltat și altele și am mers de atunci încolo bine. Atunci era dacă primeai ok pentru o lucrare într-un anumit gen, după aia mai departe nu se mai uita lumea la celelalte. Așa că ereziile au putut să facă mai departe, sunt și mai multe. După aceea de-abia am ajuns să intru în contact cu dezvoltarea matematică nouă a teoriei marxiste a lui Andraș Brodie și Morishima, în care încercau să combine pe Marx cu modelele de lui Leontief, fiind puteau cu și modelele von Neumann. Mai târziu cu Kössler și cu istoria, psihologia și filozofia științei, ca să ajung la sisteme stohastice, fiabilitate, la Mesarovic cu teoria sistemelor ierarhice și de curând la Marc Bloch și la Karl Menger. N-am inclus în această ontogeneză și pasiunea mea pentru științele exacte și științele naturii de la fizică și biologie, așa, dar care, după cum cred că se vede, era moștenită asta și mai curând de la tatăl meu și atunci se vede și în lucrare că tot mereu am mers pe acest dublet. Științele naturii și mai ales fizică și mai ales fizică cuantică și teoria relativității și științe sociale și poate mai curând psihologie genetică și decât alte genuri. Acum, ca să reluăm puțin, deci, în prima lucrare, care se referea la filozofia științelor naturii și științelor sociale, încercam să pun pe de-o parte, în față, diferențele care sunt accentuate între ele, pentru ca să spună că sunt eterogene, și apoi, la sfârșit, am ajuns să fac o colecție de nuanțări, în sensul că nici științele exacte nu sunt chiar așa de exacte cum se spune și că există și aici discuție, ambiguitate, incertitudine, nu numai matematică, dar și de sensuri și nicio formulă nu este prin sine însuși nu se discută și discuțiile sunt evitate numai pentru teoriile vechi, nu în tot cazul pentru teoriile noi. Și să mai spun că și aici avem de-a face cu problema libertății și necesității, care de obicei este socotită ca fiind apanajul numai științelor socio-umane. Și aici, dimpotrivă, am arătat că și aici se pot întâlni o serie de situații care sunt cunoscute din științele naturii și chiar o serie de soluții pentru aceste situații care sunt comune. În partea a doua, am vorbit despre filozofia științelor economice, despre cele trei școli. Școala austriacă, școala cu Karl Menger și cu Ludwig von Mises, școala neo-keynesiană cu John Robinson, după aceea am descoperit în fine și un alt economist, mai ales teoretician, dar a fost prea târziu chiar după ce scrisese lucrarea, care ar fi fost interesant de introdus ca să fie peste tot câte doi. Era de data asta cu orientare nu holistă ca John Robinson, ci dimpotrivă individualistă, și școala neomarxistă cu Resnick și Wolff și cu Roman. Acum, sigur că pornisem, dar aici o să trec de la relația dintre științele naturii și științele sociale la filozofiile speciale pentru fiecare știință și, în fine, la filozofia științei, ca să încerc să rezum puțin
concluziile celor două și să dau un aspect pentru cea de-a treia conferință. Anume, în prima conferință, cum se vede în partea de sus, am pornit de la filozofia științei, am trecut prin filozofiile științelor particulare și am văzut că de la distanțele pe care erau între ele s-au apropiat științele naturii și societății. La a doua conferință, la filozofia științelor economice, am văzut că la început impresia de suprafață ar fi fost că școala austriacă, școala neo-keynesiană și școala neomarxistă și mai ales extremitățile ar fi foarte diferite. Și la sfârșit am văzut că există o serie de asemănări pentru că în toate curentele găsim pe de o parte reducționism sau holism sau interacționism, găsim individualism nu numai la școala austriacă, dar și la școala neomarxistă, adică individualism metodologic. Găsim pozitivism și la keynesieni și la marxiști și găsim antimatematism uneori la școala neomarxistă și alteori pro, așa, nu numai la școala austriacă. Se pare că adepți hotărâți ai matematicii sunt mai mulți neo-keynesieni. Așa că aș putea să vedem în partea a doua că asemănările există și putem să le grupăm, chiar dacă să nu le identificăm și nimeni nu are de gând asta, da? Deci zicem că în întregul care este știința economică, ele sunt părți care interacționează cu întregul, interacționează între ele. Întregul nu se reduce la aceste părți, dar nici părțile nu se reduc la întreg, își păstrează autonomia. Ca să vorbim așa. În filozofia științelor naturii societății ne-am ocupat la problema ontologică, pe de o parte de relația parte-întreg. Și aici vedeam că optam pentru interacționism, adică pentru existența autonomă și a întregului și a părților, cu interacțiune între ele, spre deosebire de celelalte soluții. În relația ființare-devenire optam pentru evoluționism, adică pentru o evoluție structurată și nu întâmplătoare și nici oarecare. Iar în relația dintre determinism și indeterminism optam pentru libertatea condiționată, în care, spuneam, există libertate, dar este mărginită și din exterior și chiar și din interior. Și acum, în fine, ajung la teoria mai generală a nivelelor. Și să ne ocupăm de nivele și ierarhii, vreau să plecăm de la acel model al interacțiunii de întreg și părți, pe de altă parte, la acea scală a științelor care începe cu fizica și cu chimia și se termină cu sociologie, cu istoriologie și cu astronomie sau, mi-ar place mai curând să spun, cosmogonie. Așa. Cosmologie, pardon. Dacă în fiecare din această ierarhie de știință nu este mai formală, este o ierarhie reală. În ce sens? În sensul că întregii de la un nivel inferior intră ca părți în nivelul superior. În fiecare din ele. Deci în chimie, de exemplu, găsim atomii și din fizică care intră ca părți în chimie, la rândul lor atomii sunt formați din alte particule elementare și la rândul lor părți, mai departe în biologie și așa mai departe. Deci ele formează o adevărată ierarhie în care întregii dintr-una sunt părți în nivelul superior. Și bineînțeles că toată ierarhia în jos intră în compoziția unui nivel, intră toate nivelele de sub el. Deci dacă introducem în fiecare nivel această interacțiune dintre părți și întregi, atunci ajungem practic la o ierarhie
cum este în dreapta, în care avem diferite nivele care interacționează între ele în sensul că interacționează cu nivelul inferior și nivelul inferior interacționează cu cel superior până la nivelul cel mai de sus, dacă există un asemenea nivel. N-am să mai discut, am discutat în referat dacă putem presupune că există sau nu. Este ipoteză, dar este mai discutabilă dacă e cosmosul infinit în sus, pe nivele, nu numai ca volum, să zicem, dar mi se pare mult mai probabil că în jos este infinit divizibil pe o infinitate de nivele. Acum, pe de o parte, deci trebuie să vedem economia și psihologia, de exemplu, dacă le luăm, că iau în interiorul lor, în acea ierarhie, oamenii în comun, în care sunt întregi jos și părți sus, iar pe de altă parte, dacă ne uităm la structura ierarhiei și vedem că există o cauzalitate de sus în jos și de jos în sus pe toate nivelele, deci o circularitate cauzală, atunci putem să organizăm nivelele acelea într-o formă circulară în care toate nivelele sunt în comun, sunt în comun prin interacțiunile lor, dar și prin faptul că conțin toate componentele din nivelele inferioare și atunci fizica ajunge în contact cu astronomia, capetele etajării de nivele, ceea ce, deci avem cele două nivele, cele două cercuri interioare ne arată cauzalitatea de la nivelul inferior spre cel superior și invers, ceea ce ne duce să vedem că acest model seamănă cu modelul modelul Parmenide al lui Unu Cosmic, numai că acolo nu existau părți și unul era indivizibil, unic și veșnic, pe care îl aveți în dreapta. Acum, în ce privește dezvoltarea teoriei nivelelor? Eu cred că din punct de vedere filozofic, deci o să disting între teoria nivelelor și teoria sistemelor ierarhice. Din punct de vedere filozofic, putem să găsim rădăcine încă la Aristotel, în care avem două nivele, materia, formă, materia și forma, și pe de altă parte, în logică, gen, specie, individ. La stoici, mult mai puțin cunoscut, dar am descoperit cu uimire și plăcere că i-au dezvoltat o adevărată filozofie a nivelelor, întreaga natură și societate. Ca în timpurile moderne să-l avem pe Hegel cu știința logică, pe August Comte, aproape simultan cu el, cu curs de filozofie pozitivă. Două abordări complet diferite, ca una științistă, cealaltă speculativă, dar care amândouă, în mod paradoxal, seamănă foarte mult, iar după un secol, Whitehead a dezvoltat conceptul de nivel într-una din lucrările lui din 1920, ca după aceea mai târziu să vedem că în 25 a ajuns la conceptul de ierarhie, și Nicolae Hartmann în 33 a dezvoltat în mod substanțial teoria nivelelor cu ontologia ei. Și în știință avem chiar și pe tatăl meu cu lucrările lui din 51, mai departe un mare fizician francez, Jean-Paul Vigier, tot din aceeași școală ca și tatăl meu, adică școala lui Debreu, care a luat al primului Nobel, care se ocupa de mecanica cuantică și mai bine zis de mecanica ondulatorie, în biologie și sociologie pe Bertalanffy, cu teoria generală a sistemelor. Iar în filozofie, dacă ajungem la teoria a sistemelor ierarhice, putem spune că în timpurile moderne a dezvoltat-o Bertrand Russell cu Whitehead în Principia Matematică, în care dezvolta o teorie a tipurilor pe două nivele, cu predicate de ordinul 2, adică predicatele de ordinul 3 afirmații și predicatele de ordinul 2 afirmații despre afirmații, care s-ar putea dezvolta mai departe pe mai multe nivele. Whitehead, care am spus că a dezvoltat și filozofic teoria aceasta, dar mai mult formal. Și în fine, Heinrich Simon, care a pornit de la organizarea întreprinderilor ca să ajungă la arhitectura completă a întregului univers în lucrarea lui din 1962 și care a avut un mare eco. Și după aceea, în știința propriu-zisă, matematică și economie, cu Danzig și Wolff, pe care domnul profesor aminta,
pe Cornai și Liptar. Deci și vestul și estul au contribuit la asta. Și în fine Mezarovici, care a făcut o primă sinteză, la care mă voi referi în continuare. Care spunea că nivelele inferioare sunt mai inerte, iar nivelele superioare sunt mai complexe și deci mai libere. Pe de altă parte, Pascal, cu vreo 200 de ani mai devreme, ne spunea că omul este între două infinituri, între macrocosmos și microcosmos. Iar Teilhard de Chardin, în 1942, într-un articol foarte interesant, arăta că între aceste două infinituri, infinitul macrocosmic și microcosmic, infinitul microcosmic, complexitatea crește și are un maxim tocmai în dreptul lumii sau nivelului biologic și uman și social, și după aceea descrește, spune, eu nu mai spunea, dar a zice că descrește din nou spre nivelele superioare ale distanțelor și cosmosului. Nu vă mai fac socotelele care le-am reprodus după el. Ajungem la știință și cunoaștere, care, așa cum am arătat încă în prima, sunt și individuale și sociale. Avem în centru știința, avem protocoale mai mari, sunt referitoare, știința e formată și făcută de oameni, se folosește de instrumente, și mai folosește și informația care este difuzată. Și la rândul lor, acestea sunt sprijinite de mediul social, de mediul tehnic și economic și de mediul informațional. Acum, să precizăm. Pornind de la ideea interacționismului, vom vedea că, pe de o parte, există o interacțiune între nivelul individului și nivelul social în problema cunoașterii și, pe de altă parte, există, dacă ne referim la cunoașterea individuală, la rândul ei, aceasta, omul cu obiectul pe care studiază și cu instrumentul, formează un întreg, un holon, cu trei componente care sunt, la rândul lor, întregi holoni și au propria lor structură și stabilitate. Pe de altă parte, dacă ne gândim la acea cauzalitate de sus în jos și de jos în sus și faptul că orice, la orice nivel suntem, orice eveniment se transmite pe toate evenimentele în jos și invers în sus, nu numai față de evenimentul de sus, de plecare, dar și mai departe în cosmos, am putea să conchidem, și nu numai asta ne face, dar și cercetările, dar vreau să introduc în sistemul pe care l-am, de gândire pe care l-am spus, putem spune că noi nu gândim numai cu creierul, ci cu tot corpul. Pentru că toate nivelele din noi și din afara noastră participă la această, la acest proces. Și că, pe de altă parte, dacă vorbim de devenire, în acest proces de interacțiune a celor trei componente, structurile inițiale sunt niște structuri devenite care au ajuns așa cum sunt printr-un proces de devenire. În procesul interacțiunii ele se schimbă însă structura lor intimă și la sfârșit găsim niște structuri finale modificate. Prin acest du-te-vino între subiect și obiect intermediat de către instrumente, până la urmă e de dorit să se ajungă nu la o oglindire a obiectului în subiect, nici la o impunere a structurii subiectului în obiect, ci la o armonizare a acestor structuri. Și aceasta cred că constă esența procesului cunoașterii. La subiect observăm o serie de obiectivări. În primul rând, în raportul dintre minte și trup, după aceea al persoanei respective, al subiectului cu obiectul, după aceea
prin abstractizarea și multiplicarea obiectelor luate în studiu, cu empatia cu obiectul uman, pentru că studiul nu poate să fie, nu e neapărat obiect de însuflețit, ci poate să fie și uman, ajunge la organizarea și exprimarea rezultatelor care sunt structuri simbolice și opere obiective. Și pe de altă parte avem o subiectivizare sau umanizare a obiectului pentru că el este influențat de prin acțiunea subiectului. Cât? 9. Foarte frumos. Bun. Voi trece peste problemele epistemologice ale omului cu natura. Aici am arătat încă de prima dată că au loc o interacțiune prin armonizare. Că natura adevărului cred că este relativ convergent tocmai prin această armonizare și că metoda ar trebui să fie nici nu mai inductivă, nici nu mai deductivă, ci datorită circularității cauzale și chiar temporale să fie inductiv-deductivă, iterativă. Aici avem cele două modalități de cunoaștere și de expunere, și anume inductive și cele deductive și, cum spuneam, cred că ar trebui totdeauna o unire între ele, indiferent că suntem în științele naturii sau ale societății, și chiar în științele naturii și societății avem de a face, pe de o parte, în științele naturii știm că avem de a face cu explicații, în științele sociale știm că avem de a face cu înțelegerea, dar în ambele, de fapt, avem amândouă. Explicația se referă la cauze exterioare, la înțelegerea, la cauzele interioare. Există și am putea vedea în dezvoltarea și a filozofiei și a științelor această unire dintre inductiv și deductiv în, și între circularitatea cauzală în sistemele lui Leibniz, a lui Hegel, în lucrările lui Sartre din Critica Rațiunii Dialectice, la Marx și chiar și la Toynbee, în studiul istoriei, unde avem o teorie structurală a civilizațiilor și, pe de altă parte, mama via o istorie temporală. Acum, am văzut că avem de-a face cu, prima dată, de la filozofia științelor, la științe, am ajuns la filozofiile particulare ale științelor și la logică și matematică, și a logicii matematice și la concepția noastră. Acum, de la concepția unificată a filozofiei științelor, în care deosebirile dintre științele naturale și științele sociale sunt estompate, în filozofia multinivel, după cum vedeți în centru acolo, partea de ontologie și de epistemologie nu sunt separate, ci ele se întrepătrund. Tocmai din cauza că, pe de o parte, interacțiunea dintre subiect și obiect este posibilă datorită faptului că au un substrat comun, un nivel comun, pe de altă parte, și numai prin interiorul acelui nivel se poate face interacțiunea, pe de altă parte, în procesul interacțiunii, se schimbă ontosul fiecăruia, adică existența, structura și modul de a fi a fiecăruia din părți. Și mai departe, avem niște consecințe, în primul rând, în domeniul logicii și matematicii. În domeniul logicii am văzut că teoria tipurilor a fost dezvoltată de Whitehead, dar ar trebui completată cu generalizări de la ordinul 2 și cred că s-a și făcut. Oricum, Grigore Moisil a făcut o astfel de generalizare de la nivel de ordinul 2 la nivele mai mari decât 2 și oarecare. Deci Moisil, prin calculul schemelor deductive de diferite ordine, de ordine arbitrară, de ordine întreg, oricum, prin care îl urma pe Genzer, a dezvoltat o asemenea teorie deductivă,
tot el a dezvoltat și o logică polivalentă cu multe altele și care ar trebui adăugată acestei logici a tipurilor și o logică probabilistă, au mai făcut și alții și sigur că este nevoie, așa cum am arătat, pentru că la nivelul descriptiv al teoriei avem o teorie deterministă, la nivelul explicativ avem o teorie probabilistă, explicativ, adică prin cauze exterioare părților care intervin în proces, și la un nivel mai jos în care intrăm, în interiorul părților, avem ceea ce am numit o teorie a înțelegerii, deci a științei internului, care este din nou deterministă și merge mai departe și mai departe pe toate nivelele, în jos sau în sus, în felul acesta. În ceea ce privește alte, în partea de matematică, avem pe de o parte, s-au dezvoltat în teoria optimizării programarea bi și multinivel numerică, fazi stohastică, și am dat exemple de monografii care le conțin în 2000-2009, și chiar și mai interesant, asta ne știam mai de mult, dar mai acum câțiva ani am descoperit că s-a dezvoltat și o statistică, analiză statistică multinivel, și avem două monografii chiar din 2011, dar aceasta e. Sunt realizările sunt mult mai vechi, pot să spun, sigur, în teoria optimizării programe există destule și sunt destul de accesibile la urma urmelor. Eu am și un program de statistică multinivel, l-am primit de la London School of Economics, prin cineva, și care poate să lucreze foarte bine și specific față de alte teorii statistice și programe, așa. Mai există și în alte programe standard, părți de analiză statistică în multinivel. Deci, parcă aici. Așa. Nu mai am decât? Un minut. Așa. La aplicațiile teoriei multinivel, care a pornit de la Danci și Vol și Cornea și Liptak, Mesarovic au fost prima, au făcut prima sinteză și au deosebit trei tipuri de nivele. Unul numit eșaloane, care sunt nivele organizaționale, se văd în stânga. Al doilea, etajele decizionale, în sensul că sunt niște decizii complexe care sunt rezolvate parțial pe nivelul cel mai înalt, rezultatele și cu problemele rămase se rezolvă din ce în ce mai jos până se ajunge la soluția finală care este transmisă nivelului superior. Și în fine, al treilea gen de nivele sunt straturile conceptuale, pentru că o aceeași realitate poate să fie conceptualizată în diferite forme, cu diferite straturi, cu diferite componente și cu diferite interacțiuni între ele. Există dezvoltată și niște principii ale analizei și modelării multinivel. În două minute sunt gata. N-am să mai spun. Care ajută foarte mult la această abordare și ea a fost la rândul lor, toate acestea au fost implementate de către Object Management Group, care s-a înființat în 1989 și au făcut, pe de-o parte, o clarificare a tuturor conceptelor și o formalizare a lor și o implementare pentru diferite sisteme de proiectare asistată de, și analiză asistată de calculatori. Nu știu de ce acolo am apăsat pe altceva. Așa. Și în problema, deci până acum aceasta cu întreprinderea a fost în microeconomie. În problema macroeconomiei m-am referit la două lucruri. La agregarea și socializarea mărimilor economice,
care problema a reieșit ca fiind centrală încă din polemica școlilor neo-keynesiene de la Cambridge, Statele Unite, care erau pentru agregarea la nivel fizic a capitalului, așa, și a capitalului, stocurilor de capital, și am descris două probleme aici care se nasc, substrat epistemologic și cel ontologic. Iar în ierarhia modelelor, pentru că și macroeconomia și microeconomia sunt ca două nivele sau subnivele în cadrul nivelului economic, putem să propunem niște abordări la diferite nivele, inclusiv un nivel mezzo, pe care l-am numit, în care să fie modelul explicativ, la nivelul macro, cel descriptiv, și la cel infra, să fie modelul inteligibil, acela cu înțelegerea, în care ajungem la explicarea comportamentului componentelor. Acum ajung la concluzii, în care aș vrea să spun o concluzie pentru această filozofie a realității multinivel. Nu mi se datorește. Eu am încercat să fac o sinteză, mai ales între abordările din domeniul științelor naturii cu abordările din domeniul științelor sociale. Pe de altă parte, nu este o soluție a tuturor problemelor filozofice, științifice sau practice. Asta ce nu este? Și bineînțeles că nu mai sunt multe alte. Dar, în schimb, este un ghid. Abordarea fenomenelor complexe, mai ales cu interacțiuni puternice între și părți, și este susținut de metode și tehnici științifice elaborate și evoluate. Deci nu este o filozofie care plutește în gol. Poate, pe de altă parte, servi ca punct de vedere în abordarea unor teorii sau filozofii opuse sau asemănătoare prin compararea problemelor și soluțiilor, și poate partea cea mai importantă, că poate și trebuie dezvoltată numai în cadrul unui dialog amical sau polemic, după cum e cazul, cu diverse filozofii ale științei și diverse teorii științifice. Și aș accentua pe dialogul amical. Că dialoguri polemice avem destul. Mulțumesc!